Bună seara! În primul rând vreau să urez la mulți ani tuturor celor care poartă numele celor Sfinți Arhanghel Mihai și Gavril, tuturor românilor adevărați și tuturor celor care ne urmăresc, multă sănătate! Voi deschide această conferință de presă cu, în primul rând, cu prezentarea colegilor care sunt alături de mine. Este vorba de doamna Sarmiza Andronic, candidat la Camera Deputaților, poziția a doua pe buletinul de vot, pe lista Partidului România Unită, și pe domnul Nedelcu Ovidiu, candidat la Senatul României, tot pe poziția a doua, pe lista Partidului România Unită. Vreau să vă informez în primul rând că Partidul România Unită a început o campanie de promovare a partidului și de atragere de noi membri și simpatizanți din tot județul Neamț. Vreau să vă spun că înainte de alegeri aveam 26, la alegeri locale aveam 26 de filiale, acum am ajuns la un număr de 52 de filiale, 51-52 de filiale și persoane de contact încă 10-15. Asta e un lucru benefic pentru noi. Suntem bucuroși că în momentul în care am organizat filiale în aceste localități, în același timp am făcut și listele pentru secțiile, persoanele care ne vor reprezenta în secțiile de vot. Acum vreau să dau cuvântul doamnei Andronic Sarmiza pentru a se prezenta și dumneavoastră, pentru că mi se pare corect ca să știți și dumneavoastră cine sunt candidații Partidului România Unită. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult că sunteți astăzi aici. Este prima conferință de presă la care particip în județul Neamț, însă nu este primul meu contact cu presa din județul Neamț. Facem această conferință de presă în primul rând ca să ne prezentăm unii dintre noi, pentru că pe președintele organizației de Neamț cu siguranță îl cunoașteți de la alegerile locale și nu numai. Așadar, sunt candidat pe locul 2 la Camera Deputaților. Vin din lumea politică, am făcut consultanță politică 10 ani de zile, am consultat partide din România și din Republica Moldova, am lucrat cu mulți politicieni din România și din Republica Moldova, așadar vin din această zonă, o lume politică care mie personal nu mi-este străină. O să mă întrebați firesc de ce Neamț și de ce nu altceva. Pentru că aici am fost invitată să candidez, pentru că trebuie să știți că, indiferent că vorbim despre un deputat la Neamț sau despre un deputat la Timiș, la Iași, la Cluj sau la Maramureș, deputații au exact aceleași atribuții oriunde în această țară. Vă stau la dispoziție cu întrebări. Vreau să vă prezint și pe domnul Nedelcu Ovidiu, candidat la de această dată la Senatul României, tot poziția a doua pe buletinul de vot, pe lista Partidului România Unită, și rog pe dumneavoastră să se prezinte. Da, mă numesc Ovidiu Nedelcu, am 38 de ani, sunt nou în sfera politicului spre deosebire de colegii mei. Da, sperăm să facem o figură frumoasă de data asta, mai bună decât la precedentele alegeri, la alegerile locale. Acum să vedem cum ne mobilizăm. Consilier local. Sunt consilier local în localitatea Horia și lucrez ca responsabil de vânzări la o firmă. Nu e frumos să dăm numele acum, că facem campanie electorală. Exact, da, sigur. Așadar, vă rugăm frumos, dacă aveți întrebări, să ni le adresați, da, pentru că de asta suntem în fața dumneavoastră. Vă rog. Doamna Andrei, nu mi-ați spus din ce localitate... Eu m-am născut în Hunedoara, însă lucrez și locuiesc la București, acolo am făcut facultatea, acolo am terminat masterul, iar în prezent sunt doctorand la științe politice la Universitatea din București. Sunt de 18 ani acolo, m-am căsătorit acolo, sunt soție și mama a doi copii. De ce la... Tocmai am spus, am fost invitată să candidez aici și nu aș vrea să mă hazardez în a face promisiuni pentru nemțeni,
pentru că, așa cum spuneam mai devreme, deputații au exact aceleași atribuții, indiferent din ce zonă vin sau indiferent unde candidează. Așadar, dacă trebuie să vorbim despre infrastructură, nu o să vorbiți cu mine. Dacă vorbim despre bunăstarea nemțenilor, pot doar să-mi aduc aportul prin programul de guvernare pe care îl are partidul. Dar dacă ne referim la neamț strict, atunci vorbim cu toți candidații și facem front comun. Altfel, singur nu putem. Ați vorbit de consultanță politică acordată în România și în Republica da. Moldova. Știm că recent Republica Moldova a reușit în alegerile parlamentare. Ați oferit consultanță inclusiv la nu. Nu, 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 nu. Consultanța a fost pe, în anul 2013, în perioada în care domnul Iurie Leancă era prim-ministru. Din punct de vedere al analistului politic, care discutăm cu voi, care trebuie să fie caracteristica acestor alegeri parlamentare din luna decembrie, specificitatea acestui an? Spre surprinderea mea, spre deosebire de alți ani, am remarcat o întoarcere spre România a tuturor partidelor. Dacă vă uitați un pic la sloganele lor sau la ceea ce ei promovează, spun din ce în ce mai des România și românesc și români. Este un lucru nou, pentru că nici PSD-ul și nici PNL-ul și nici alte partide nu au folosit atât de mult aceste cuvinte, deși așa ar fi fost normal până acum. Care sunt șansele partidului pe care haideți să lămurim două lucruri. Da, șanse există, niciodată eu personal, și acum vorbesc în numele meu, nu voi spune că nu mă bat pentru că mi-e teamă de partidele mari. De undeva trebuie să începem. Eu sunt absolut convinsă că șanse există, pentru că am văzut această echipă mobilizată nu doar la Neamț, ci peste tot în țară. Sunt oameni care cred cu adevărat în Partidul România Unită și în ceea ce promovează el, respectiv valorile românești. Referitor la a doua sau mă rog, la a doua parte a întrebării dumneavoastră, Partidul România Unită este un partid naționalist deloc extremist. Adică aș vrea atunci când spuneți acest lucru să-mi spuneți de ce vă gândiți la asta, ca să vă pot răspunde. Nu, atunci mă bucur că îmi dați această ocazie de a lămuri acest aspect. Nu, nu este un partid extremist nici pe departe, este un partid naționalist. Eu am adăugat nuanța de ușor de extremist. Da, 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 mulțumesc frumos. Domnul Cazan mai are experiența alegerilor locale. Domnia sa este un foarte bun organizator, însă, în opinia mea, la alegerile locale a făcut o greșeală de a fi ușor agresiv sau, cum a spus dumneavoastră, de a spune lucrurilor pe lume. Sub ce spectru se va desfășura această campanie electorală care începe, iată, pe dumneavoastră aveți perfectă dreptate. Eu nu am fost agresiv la campania alegerilor locale, eu am spus lucrurilor pe nume. Când spui lucrurilor pe nume, multă lume spune că ești o persoană agresivă, exact cum și dumneavoastră ați afirmat, că unele persoane spun despre Partidul România Unită că este extremist. Nu, este naționalist. Dacă ești naționalist, nu înseamnă că ești extremist. Dacă te îmbraci în roșu, galben și albastru, nu înseamnă că ai o problemă. Nu. Dacă pui tricolorul la streașina casei sau în gard, nu înseamnă că ai o problemă. A fi patriot nu e o rușine. Și cum a spus și doamna Sarmiza, care dumneavoastră nu a spus și finalul, dumneavoastră este directoarea de comunicare a Partidului România Unită pe țară. Deci director de comunicare a PRU pe România. Tocmai din cauza asta eu am preferat și am invitat-o să participe, să candideze la Roman, pentru că îmi trebuia un om pe comunicare. Având un om valoros pe comunicare și un om care vine cu fapte și nu cu vorbe, atunci îmbinăm utilul cu plăcutul și reușim să dăm rezultate. Deci alegerile astea care vin acum în iarnă, nu mai spun în toamnă, că deja s-au mutat în iarnă, cred că peste 4 ani vor fi undeva pe la 1 martie, conform legii, că tot dă voie la 3 luni de zile să le
deplasez cu maxim 3 luni de zile, le facem la 1 martie. Alegerile care vor fi acum în iarnă vor fi altfel de alegeri față de cele din vară. În vară, noi trebuia să venim cu programe și cu proiecte să le prezentăm cetățenilor ce avem de gând să facem ca să ne voteze la funcția de primar și să ne voteze lista de consilieri locali și consilieri județeni. Sunteți de acord cu mine, da? Acum venim cu altfel de program. Este un program național. Deci toate partidele vin cu programe naționale. Dacă un candidat vine și vă spune că va face exact cum a spus doamna Andronic, va veni cineva și va spune că el va duce, va curge lapte și miere dacă el este deputat, din punctul meu de vedere vă minte, pentru că el trebuie, făcând parte dintr-un partid, el trebuie să urmeze un program al partidului. Toate partidele, vedeți dumneavoastră, au programe. Unii au 100 de puncte, alții au 10 puncte, alții au 20 de puncte, alții n-au deloc. Noi venim și vorbim după un program. N-am cum să mai fiu nici agresiv, cum spuneți dumneavoastră, nici să spun lucrurilor pe nume la alegerile în campania asta electorală, pentru că voi veni să prezint programul național al partidului. Și voi spune clar, voi susține, asta pot să spun, și asta am spus-o și în interiorul partidului, voi susține doar legile care fac bine poporului, nu legi care vor spune trebuie să tăiem salariile cu 25%, trebuie să tăiem pensiile cu 25%. Niciodată n-am să votez așa ceva. Ce a făcut PDL-ul nu s-a întâmplat în istoria României. Cât veți miniza în această campanie electorală pe această idee care a apărut de existența unui plan de strămare a României? Va fi UDMR-ul unul din adversarii noastre politici rezultabili? Aș vrea să nu vorbesc despre alte partide. Întrebarea dumneavoastră este extrem de bună, însă dacă ne referim la UDMR, dați-mi voie să mă abțin să fac comentarii de orice fel. Noi suntem un partid naționalist și ne ducem programul mai departe. Din punctul meu de vedere, nu există niciun pericol. Lumea rezonează sau nu rezonează cu ideile noastre. Atâta tot. Nu, dar vorbim de acest plan de ultimă oară. Da, este foarte adevărat. Da, este foarte adevărat că noi am avut o conferință de presă la București, susținută de președintele partidului Bogdan Diaconu și de deputatul Sebastian Ghiță împreună cu avocatul Lucian Bolcaș, care este președintele Senatului Partidului România Unită, în care s-a discutat despre finanțarea de către George Soros a unor, ONG-uri. Da? Mi-e foarte greu să vă vorbesc acum despre asta, pentru că urmează să facem o serie de dezvăluiri și să venim cu noutăți în fața dumneavoastră împreună cu acte doveditoare. Adică nu aș vrea eu să iau startul înaintea celorlalți. Noi, din nou spun, suntem un partid naționalist. Mi-ar plăcea foarte tare să cred că putem să ne gestionăm și să ne conducem și să hotărâm pentru noi și să ascultăm de cei din exterior în limita bunului simț. Dacă pe noi ne conduc ONG-urile din străinătate, dacă noi avem oameni plătiți din exterior, atunci România se duce de râpă. Vă rog. În județul Neamț, cu ce probleme vor merge candidații partidului la București și punctual pentru municipiul Roman? Bun, haideți. Dintr-o analiză, dacă îmi permiteți să răspund, problemele nemțenilor nu sunt unice. Peste tot în țară sunt exact aceleași probleme. Revenim la subiectul de mai devreme. Ceea ce pot să vă promit eu este că niciodată, atunci când voi iniția o lege sau nu voi semna o lege, dacă ea nu va fi foarte bine documentată. Așadar, ceea ce îmi propun eu este să stau de vorbă cu specialiștii din județul Neamț și să facem împreună lucrurile să funcționeze așa cum își doresc ei. Sunt convinsă că specialiștii de la Neamț sunt la fel de buni ca alții din altă parte sau chiar mai buni. Este misiunea pe care o are un deputat. Și ce probleme ați identificat? Deci eu vă spun... Vă întreb alegătorii. Da, eu vă spun... Problemele cele mai acute pe care le ridică cetățenii județului Neamț, nu numai a municipiului Roman, că noi candidăm la Parlamentul României din partea județului Neamț, de sus în jos, așa, în primul rând, sunt problemele de infrastructură. Deci...
dacă rezolvăm problema de infrastructură în mediul rural, așa, apoi intrăm în mediul urban, pentru că dacă ruralul este rezolvat, atunci putem să facem cureaua de distribuție între mediul rural și mediul urban. Și în urban ce facem? Atunci dezvoltăm creare de locuri de muncă. Bună oară, vedeți foarte bine cum s-au înființat la Roman societăți de, eu știu, 1000 și ceva de angajați. Ei, dacă s-ar crea în Roman, în Târgu Neamț, în Târgu Neamț, în Bicaz, Piatra Neamț are o problemă cu datoria externă. Vedeți? Cu datoria externă, cu datoria către bănci. Asta e problema lor, ei nu mai pot să se mai dezvolte. Și atunci ei trebuie să ajutați într-un fel sau altul să obțină finanțare pentru proiectele care le au guvernamentale și din banii care îi încasează din taxe și impozite și să-și plătească datoriile care le-a făcut fostul primar de a făcut orașul ăla ca o floare. Că ăsta e adevărul, Piatra Neamț a fost făcut frumos. Nu poți să faci un oraș frumos fără bani. Romanul a fost făcut un oraș frumos în 8 ani de zile, trebuie să recunoaștem. S-a schimbat fața orașului în 8 ani, dar s-au schimbat datorită că au venit bani mulți în Roman. Dacă în Roman nu vin bani mulți, n-ai cum să schimbi fața orașului, n-ai cum să reabilitezi un ștrand, nu are cum să facă ștrandul și ne mândrim cu el. N-ai cum să reabilitezi drumurile. Nu ai o persoană influentă la București, nu are cine să-ți facă lobby și să spună, domne, firma respectivă de IT sau eu știu, o firmă care creează 500 de locuri de muncă, să vină la Roman, să o redicționez către Roman. Contează foarte mult și cine e la București să intervină și să direcționeze firmele care vin din afară, așa cum sunt ele, că nu prea plătesc impozit, că asta trebuie să o recunoaștem, multinaționale nu știu să plătească impozit, ei știu doar să creeze locuri de muncă și să facă export de bani. Asta fac ei. Dar cel puțin să creeze locuri de muncă. Dar locurile alea de muncă, pretenția noastră este să fie locuri de muncă bine plătite. Tocmai de asta avem în programul nostru primul punct pe ordinea de zi, salariul minim pe economie 2000 de lei. Deci de la 1250 la 2000 de lei. Și asta nu înseamnă că împovărăm agentul economic, angajatorul. Nu, vor scădea taxele pe muncă. Scăzând taxele pe muncă, atunci logic se pot ridica salariile și cheltuierile la societățile comerciale să rămână aceleași. Sigur că ați făcut o analiză vis-a-vis de rezultatele de la alegerile locale și credeți că s-a schimbat în mentalitatea oamenilor pentru a-i determina să vină mai mult să pună ștampila pe partea. Auziți, să vă spun eu... Nu, să vă spun ce s-a întâmplat, ce s-a schimbat în mentalitatea omului, ar fi o greșeală să pot să fac eu afirmația asta, pentru că n-am cum să intru în mentalitatea omului. Eu stau de vorbă cu oamenii cum stăteam și înainte. Părerile sunt împărțite. Eu v-am spus alt lucru. Noi sperăm într-un rezultat mult și mult mai bun decât la alegerile locale. De ce? Pentru că vom avea un număr mai mare de filiale. Deci prin mărirea numărului de filiale, dacă plecăm de la 26 de filiale cât am avut la alegerile locale, știți foarte bine și domnul, uitați la Horia unde e domnul candidat la Senat, domnul Nedelcu, a obținut 3 consilieri locali și avem viceprimar în comuna Horia, Partidul România Unită, o comună destul de mare cu 6.000 și ceva de locuitori, o comună care de la o zi la alta își schimbă fața. Ei, din 26 de comune, din localități, orașe, municipii ce am avut, acum avem 52 astăzi. Ei, în perioada următoare, și aici vorbesc de săptămâna următoare, eu sper că ne ducem undeva la 60-65. De ce? Pentru că sunt contacte cu oamenii. Și sunt contacte cu oameni care la alegerile locale nu au fost alături de noi și nu au vrut să meargă cu noi. Evitați subiectul Roman, vă axați pe comune și sperați că de acolo să vină. Nu, stați un pic, mă interpretați greșit. Nu, interpretați greșit. Mă întorc și la Roman. Eu vorbesc că important sunt toți, și cei din mediul rural, dar și cei din mediul urban. În mediul rural e o nevoie cruntă de finanțare, cruntă de finanțare și cu atenție cum e cheltuită suma, așa, iar vis-a-vis de Roman, dacă ne întoarcem, la Roman avem candidat din partea PNL-ului, actualul primar în exercițiu, care a obținut 80%. Cred că romașcanii vor vrea în continuare să rămână la primărie și nu vor vota PNL-ul, vor vota Partidul România Unită, în speță Sorin Cazan și echipa. De ce? Pentru că romașcanii vor dori să aibă reprezentant în Parlamentul României.
Vor dori. Și atunci ce vor spune? Dom'le, îl avem pe domnul Nedelcu, care e de la Horea, de lângă noi, la Senat. Îl avem loc eligibil. Îl avem pe domnul Cazan pe locul 1 la Camera Deputaților, loc eligibil. Haideți să dăm votul către Partidul România Unită. Și atunci, logic, lăsăm primarul să-și facă treaba până la capăt, pentru că dumnealui a venit cu niște promisiuni pentru o perioadă de 4 ani de zile. Și acum parcă-l văd. Stimați Romașcani, am avut două mandate, vă rog frumos, dați-mi-l și pe al treilea ca să le încununez pe celelalte două. Păi să-l încununeze ce? În 3 luni? Nu trebuie să-l încununeze în 4 ani de zile. După 4 ani de zile, după ce face al treilea mandat, promit sincer că și eu îl votez la Parlamentul României. Că dumneavoastră sugerați mai direct ca domnul primar să stea liniștit la primărie, că dumneavoastră... Eu nu sugerez, eu zic că așa ar fi corect, pentru că așa au vrut 80% din locuitorii Romanului. Nu sugerez eu. Nu, asta a fost părerea celor 80% din cei care s-au prezentat la urne. Mă puteți contesta? Iar eu, ca deputat din Parlamentul României, îl voi susține pe domnul Leureanu ca pe un frate al meu. Bun, îmi permiteți să completez puțin? Indiferent de culoarea politică. Ați întrebat mai devreme ce anume s-a schimbat în mentalitatea oamenilor. Faptul că de la 23 sau 25 de organizații, iată, a crescut numărul organizațiilor, înseamnă că noi ne-am făcut treaba, că am transmis mesajul corect, așa cum trebuia să-l transmitem, și că el a fost perceput într-un mod corect. Aș vrea foarte tare să mă scuzați dacă de data asta sunt eu pe partea cealaltă a camerelor. Vreau să nu mai puneți întrebarea despre Roman sau despre Piatra Neamț sau despre orice comună sau despre orice oraș. La alegerile astea se votează lista, da? Deci nu se mai votează pe colegii. Asta este diferența, apropo de ceea ce ați întrebat și dumneavoastră, asta este una din marile diferențe. Așadar, cei din Piatra Neamț nu sunt mai puțin importanți decât cei din Roman, da? Sau de la Rosnov sau din altă parte. Eu mai am o întrebare. Vă rog. Pentru care dintre noi? Pentru toți. Știm discuta de ieri pe guvern și Camera Deputaților, prin care a trecut acea lege apreciată de guvern ca fiind populistă, de majorarea salariilor medicilor, vorbim de acea ordonanță justită care a dus la majorarea salariilor medicilor și personalului bugetar. Guvernul s-a decis să o atace la Curtea Constituțională. Ne-am interesat dacă știți cum a votat ieri TRU această lege și dacă consideră doar o legislație de pre-campanie electorală aceasta și care va fi soarta acestei legi? Nu de Parlament, de Camera Deputaților, Camera Decizională. Până la urmă, ne interesează soarta medicilor și soarta profesorilor și soarta tuturor. Noi suntem pentru creșterea salariilor, indiferent că vorbim despre un an electoral sau nu. Că întâmplător vorbim despre o campanie preelectorală, asta este foarte clar. Spuneți. Dar există și o lege în vigoare care spune înainte 6 luni de zi. Cu 6 luni de zile. E foarte adevărat. Haideți să îi lăsăm să-și facă treaba. Să știți că mai sunt și alte legi care sunt în vigoare și care n-au avut niciun fel de finalitate. De exemplu, în 2011, nu știu dacă știți, fiecare mamă care năștea un copil trebuia să aibă în cont 500 de euro. Nu s-a întâmplat niciodată lucrul ăsta. Eu am scris pe pagina mea de Facebook despre legea respectivă. Așadar, să-i lăsăm să-și facă treaba. În momentul în care Partidul România Unită va fi în Parlament, vă va putea da orice fel de răspuns. Dar cum a votat el, dumneavoastră? Auziți? Haideți că vă dau și un răspuns. Vă rog. Deci eu vă spun cum au votat parlamentarii Partidului România Unită. Au votat pentru. Deci parlamentarii Partidului România Unită au votat pentru majorarea salariilor medicilor și așa, dar conștienți că se încalcă legea. Eu vă mai spun un lucru. Pe mine mă deranjează toate lucrurile astea făcute pe genunchi în ultimele 6 luni sau în ultimele 3 luni sau în ultima lună. Aici s-a dat dovada că eu nu vreau să atac pe nimeni, doamna Ordeanu, dar haideți să spunem, știți, când spui realitatea, ce ești agresiv și ataci. Sunt legi care s-au aprobat în ultimele 2 luni de zile pe bandă rulantă în beneficiul locuitorilor României, așa? S-a dat dovadă că se poate vota o lege în 2 săptămâni de anulare a 100 de taxe, dar acum 3 ani de zile nu s-a putut vota legea asta de anulare a 100 de taxe. Dom'le,
De ce cu o lună de zile nici eu nu sunt de acord să dai o lege populistă, cum spuneți dumneavoastră, cu o lună de zile înainte de alegeri? Eu zic, domnule, dacă ai de gând să faci o lege bună, dar dacă ai de gând să faci un lucru bun, fă-l când intri la guvernare. Noi am promis un salariu de 2000 de lei minim pe economie Partidul România Unită, dar nu am promis că în primul an de guvernare vom da 50 de lei, în al doilea vom da 300 de lei, în al... Nu! Imediat! Plecăm de la 1250 la 2000 de lei direct. Nu mergem cu trepte. Pentru că dacă mergem din trepte, mergem din minciună. Adică, haideți să vă mai mințim 2 ani, că poate, eu știu, mai ține, că avem și alegerile europarlamentare. Dumneavoastră spuneți că, într-adevăr, sunt mai vocal, dar mă deranjează și pe mine ce vă deranjează și pe dumneavoastră. Mă bucură, în același timp, că medicii sunt respectați și cei bugetari, anumiți bugetari sunt respectați. Dar vă mai spun un lucru. Trebuie să ne uităm că sunt anumiți bugetari care au salarii mai mari decât președintele României. Păi ceva nu e în regulă în țara asta. Nu se poate un pensionar din România să aibă salariu mai mare decât președintele statului sau decât primul ministru al țării. Pentru că este unul singur. Nu se poate, nu e legal. Ministrul are și din exterior. Nu, lăsați ce are din exterior, nu ne interesează. Pe mine nu mă interesează ce are primul ministru din exterior, pentru că el este venit la Bruxelles. Dar un pensionar din România să aibă o pensie mai mare din cauza legii proaste făcute, mai mare decât președintele statului, eu o consider un lucru anormal. Anul trecut, în ianuarie, ați demarat cu o campanie de strângere de semnături pentru anularea pensiilor speciale ale parlamentarilor. Ce s-a mai ales de acest proiect al dumneavoastră? Unde este? În ce stadiu? Sunt depuse la proiect. Pare rău, chiar nu știu să vă răspund. Vă răspund cu toată sinceritatea că nu știu, pentru că pe vremea aceea chiar nu eram în Partidul nu erați, România Unită. Nu erați la noi, erați doar consultant. Da, dar chiar nu știu să vă răspund la această întrebare. Nu, eu vă pot spune, doamna Sarmiza, într-adevăr, era consultantul nostru atunci. Mergeam și ne învăța cum să punem problema. În ianuarie abia s-a înființat partidul. Da. Noi am strâns semnăturile, le-am dat la București. Cred că, da, și dumneavoastră a semnat. Cred că, nu știu, președintele partidului sunt depuse la Parlament, nu știu... Vă promit că data viitoare vin cu lecția învățată despre acest subiect și până în la Parlamentul viitor să fie desfințate aceste privilegii. Cu siguranță ne vom zbate pentru asta și vă promit solemn că o să mă interesez în mod special de acest lucru. Președintele Bogdan Diacon, știți foarte bine, a votat contra pensiilor speciale. Da. Știți foarte bine. În final, aș vrea să îmi spuneți de ce veți analiza mesajul dumneavoastră să ajungă în teritoriul la fiecare cetățean. Ce părinteți alege? Păi, ca așa cum se face... Aș vrea să vă spun că Partidul România Unită are liste complete peste tot în țară, da? Ceea ce este un lucru minunat și cu siguranță mesajul nostru va ajunge corect la oameni. Campania electorală se face din ușă în ușă. În continuare vom face asta. Vom apărea la televizor pentru că dumneavoastră sunteți aici și pentru că vă iubim și pentru că fără dumneavoastră nu putem. Vom bate la fiecare ușă, vom sta de vorbă cu oamenii pe stradă și, desigur, ușa noastră va fi deschisă tuturor. Mulțumim! Mulțumim! Mulțumim.